Acolo au fost duși toți mari oameni politici, țăranii din zonă și acum numesc clădirea, care de mult este dezafectată, închisoarea ministrilor. Pentru că ceea ce știau era că acolo erau toți ministrii. Și într-adevăr fuseseră închiși la Sighet toți ministrii de la care se mai găseau în viață din 1918 până la zi. La Sighet lucrurile au fost gândite așa încât acum, privindu-le în perspectivă, înțelegi cât de clar a fost planul pentru ca să se ajungă la un moment în care să se poată spăla creierul unui întreg popor. Trebuia mai întâi ca acest popor să fie lipsit de orice fel de lideri, de orice fel de natură, pentru că la Sighet n-au fost numai oameni politici, n-au fost numai episcopi tuturor confesiunilor care existau în România. N-au fost numai oameni de cultură, savanți, președinți de academie, scriitori. Au fost și fruntea satelor. A fost, de altfel, înainte de a deveni închisoarea ministrilor, pentru aproape un an, asta a fost perioada cu administrația sovietică, Sighetul a fost o închisoare de țărani. A fost închisoarea în care au fost închis țăranii care s-au răsculat în Maramureș, la Iehud, în primul rând, împotriva trupelor de ocupație, într-o perioadă în care, de altfel, Maramureșul urma să intre în întregime în Uniunea Sovietică. Ca urmare a răscoalei țăranilor din Iehud, care au inaugurat, din punct de vedere politic, închisoarea de la Sighet, s-a renunțat la acest plan și Maramureșul a fost împărțit în două parte, partea de sud rămânând României. Deci, ceea ce vreau să spun este că Sighetul înseamnă foarte mult teoretic vorbind. Sigur că după aceea au urmat închisori mai mari și mai îngrozitoare, și Aiudu, și Gherla, și Piteștiu sunt niște închisori mai monstruoase decât cea din Sighet, care este o închisoare relativ mică. Ea însă este foarte spectaculoasă. Este clădirea, este din 1898 și are o anumită grandoare clădirea în sine. Deci, astea au fost motivele. Trebuie să vă mărturisesc că unul de ordin absolut pragmatic a fost și acela că era o clădire dezafectată. Deci... O, trupul tău îl văd printre cerneală, cerneală înmolindu-ne și în somn, ca o sudoare acră animală. Vreau să te ajung și degetele-mi lunecă. Nu te mai văd, abia te aud. Spune-mi, mai spune-mi că la fel ne-ntunecă vârtejul în care mă afund. Te chem, dar violent ca dintr-o rană, cerneala izvorăște între noi. Mă mai cunoști? Mă mai aștepți? Mă mai îngădui înapoi? Mai mai primești din vânătul noroi? Mai vii peste câmpii albastre, mări pustii, înlăcrimat și mut, ca să-ți pot întinde o gură tremurată spre sărut, cu buze învinețite de cuvinte. Au stins profeții în pustie și îngeri cu aripile atârnând sunt duși în colonați și strânși în piețe. Vor fi judecați în curând, vor fi întrebați ce păcat le-a alungat făpturile din cer. Ce vină, ce trădare, ce greșeală. Ei, cu o ultimă iubire, ne vor privi în cețoșați de somn și n-or găsi drăceasca întrăzneală de a mărturisi că îngericat, nu din păcat,
nu din păcat, ci din oboseală. Adusă la marea judecată, care se termină prin trimiterea pe pământ, eu, găsită nevinovată, am primit dreptul să mă aleg pe mine. Dar nu bărbat și nu femeie și niciun animal n-am vrut să fiu și nicio pasăre și nicio plantă. Se aud secundele căzând din marele drept de a alege. Se aud lovindu-se de piatră. Nu, 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 nu. Zadarnic adusă la judecată, zadarnic nevinovată.